mâncați floricele fără noi, noi o să facem pizza în bucătărie. Așa, să gătesc și eu împreună cu Maisa. Tu știi ce înseamnă asta, nu? Vă lăsăm că și vouă, promitem. Noi să mâncăm pizza rece. Vă facem amici și vouă când vă întoarceți. Hai, la film cu voi, mă duc la bucătărie că am făcut coca și am lăsat-o în cuptor, nu vreau să crească prea... Maisu, să te văd, Maisa, la bucătărie, hai! Întotdeauna trebuie să iei partea bună a lucrurilor și să privești partea plină a paharului. Am transformat seara asta într-o ieșire a fetelor în mijlocul sufrageriei pe covor. Am făcut un picnic cu Maisa ad hoc acasă, iar pe băieți i-am lăsat să se ducă și să se distreze în mall. Tati pleacă cu Andreas ca o treabă băieții. Noi rămânem acasă că facem ceva bun amândouă aici, da? Asta sunt urmele care erau. Acesta? Da, mamă. Îmi place să te mânc la mără. Hai, 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 hai. Eu mă duc să fac teme. Ce teme? Nu păcăli, spune adevărul. Tati cu Andreas pleacă un pic în oraș ca un pic de treabă. Avem treabă. Și după aia vin înapoi, da? Da. Așa o convinc. Nu mințim, mami. Așa o convinc eu la...
Așa. Punem și niște măslinuțe. Și cum spuneam, adunare generală, când nu suntem pregătiți de pizza, n-avem tot timpul măsline negre, așa că punem și verzi. Nu știu de ce mie nu mi-a ieșit niciodată să fac, știți când fac fetele alea rețete pe YouTube și au castronele, castronelul cu șuncă, castronelul cu măsline, castronelul cu făină, castronelul de unde? Uite așa, la grabă. Scoate aia, dăm și aia, punem și din ăla. N-am timp de prezentări, așa că facem pizza pe repede înainte. Să nu se plictisească copilul. Ciuperci n-avem, deci nu punem. Este pizza reinventată. Pe caz de grabă. Era plănuit să merg și eu cu băieții la film și mi-e ciudă că nu merg. Trebuia să stea mama mea cu Maisa, dar i s-a schimbat programul bunicii în ultimul moment. Este și ea cu serviciul. Așa că... Mami, punem și roșioare și ardei gras pe pizza? Da! Da, mami, să fie cu legume, să fie sănătoasă, nu? Să nu mâncăm pâine goală. Ce faci? Te nu te da jos singură. Stai că vine mami la tine. Hai. Cum te-a învățat mami să te ții? Ține-te singurică, ține-te cu mânuțele. Hai. Nu te ține de mine. Să te văd cum cobori singurică. Ți-e frică, nu? Hai. Să nu cazi, iubita mea. Țup, țup și sărim. 2, 3 și. Hopa, țup, țup. Bravo. Vrei să vii cu mami ei să mă ajuți? Hai sus aici, cu mami. Uite aici, așa. Așa, iubita. Opa, așa. Perfect. Stai bine? Da. Ok. Poftim. Poți să iei de aici făină să pui aici dacă vrei, da? Ok. Hai. Și mami, țin, uite așa piciorul. Ca tu să nu cazi. Mami, ține piciorul și aici ca tu să nu cazi, da? Că n-avem soldățel din ăla. Punem așa fata pe scaun și mami are grijă de ea, da? Da, ia cântă lui mami ceva. Ce-ai învățat tu la grădiniță? Zici și mie un cântecel ceva. Cântecel, cântecel, ia cântă ceva lui mami. Twinkle. Mai tare, mami. Așa, mami, bravo. Așa, mami. Da, cântecelul cu mami deget, mami unde? Uite, mami, la microfon aici cântă, se aude bun, ia zi. Mami sunt aici, dam da făină pe jos, vino să mă găsești, zi. Tati. Să guști?
Hai la mamă. Tiki, 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 tiki. Fetele. Pe ideea prin ce cade, nu? Da. Dăm aici. Gata, și băgăm acum pizza repede la cuptor.